Armata României selectează voluntari rezerviști pentru îndeplinirea serviciului militar. Pot candida persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani în cazul celor care optează pentru cadre militare în rezervă, adică ofițeri, maiștri militari, subofițeri, respectiv între 18 și 50 de ani pentru categoria soldați și gradați rezerviști voluntari. La sediul Centrului Militar Maramureș, cetățenii vor completa o cerere de înscriere și vor fi consiliați în vederea orientării profesionale și întocmirii dosarului de candidat. Se pot înscrie cetățeni cu sau fără pregătire militară. Pentru întocmirea dosarului de candidat sunt necesare următoarele documente: actul de identitate în original și copie, certificat de naștere în original și copie, certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, acte de studii sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și copie, permisul de conducere valabil eliberat de către autoritățile române în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice. De asemenea, mai este nevoie de livretul militar în original și copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist. Există și avantaje, cum ar fi posibilitatea continuării carierei în viața civilă, iar cuantumul remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire și nici la misiuni, este de 30% din solda de funcție, la care se adaugă solda gradului de ținut. Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 8 și 16, la Centrul Militar Județean Maramureș, la telefoane sau pe e-mail